Tehnici mixte în realizarea unei flori tridimensionale. Clasa 1. Realizăm aceste margarete cu scopul de a înfrumuseța clasa, holul școlii sau camera proprie. Și această activitate vizează competența specifică 2-3 din programa școlară. Vom confecționa margareta dintr-o foaie de hârtie albă și o coală verde. Vom mai avea nevoie de lipit solid, o bucățică de hârtie gumată cu sclipici și un bețișor de bambus. Vom folosi o foarfecă simplă, o foarfecă cu model și un creion. Confecționăm această margaretă prin mai multe tehnici de lucru și în mai multe etape. Mai întâi confecționăm floarea margaretei prin pliere și îndoire, apoi confecționăm tulpina prin tehnica rulării hârtiei, urmează să confecționăm frunzele prin tehnica plierii și decupării, în etapa a patra asamblăm toate piesele componente prin lipire, iar la final expunem floarea obținută. Confecționăm floarea dintr-o coală de hârtie albă, pe care o pliem la mijloc, orizontal, apoi o decupăm cu ajutorul foarfecii. Luăm o jumătate de hârtie și o pliem cu pliuri mici și fine. Ducem cu degetelul peste fiecare pliu format. Față verso, până terminăm bucățica de hârtie. Apoi îndoim la mijloc fiecare hârtie pliată. La partea deschisă a evantaiului desenăm o linie curbată sau dreaptă cu ajutorul creionului. Pe care apoi o decupăm cu foarfeca pentru a obține formele ascuțite ale petalelor. Adăugăm lipici pe ultima muchie pliată și apoi presăm. Vom obține un semicerc pliat și la fel procedăm și cu a doua bucățică de hârtie pliată. Lipim apoi cele două semicercuri între ele. Și egalăm pliurile cu ajutorul degețelelor. Gemento.com.
Pe bucățica de hârtie gumată cu scâlpici, desenăm două cercuri identice, cu mâna liberă și cu ajutorul creionului. Dar poți folosi și un șablon. Apoi le decupăm cu ajutorul foarfecii. Pentru a confecționa tulpina și frunzele, avem nevoie de o singură coală de hârtie verde, pe care o împărțim în 3 dreptunghiuri egale pe verticală. Mai întâi pliem coala de hârtie în 3 părți egale și o putem rupe cu ajutorul unei rigle sau chiar cu mâna liberă, dar cu mare atenție. Confecționăm tulpina dintr-un dreptunghi de hârtie verde prin tehnica rulării hârtiei cu ajutorul unui bețișor de bambus. Pentru a rula bucățica de hârtie verde avem nevoie de un bețișor de bambus pe care îl înfășurăm în hârtie și rulăm toată bucata de hârtie verde. Și avem grijă la final să închidem operația de rulare a hârtiei prin lipire. Luăm o bucată de hârtie verde și o pliem la mijloc. Mai pliem încă o dată. Iar în pătrățele formate se dăm o formă ovală de floare cu ajutorul Vom obține astfel mai multe frunze deodată prin pliere și decupare, dar pot folosi și foarfeca simplă. Și iată, am ajuns la etapa de asamblare, unde vom lipi toate piesele componente confecționate până acum. Mai întâi lipim cerculețul auriu în centrul florii. Lipim frunzele pe tulpină cu ajutorul lipiciului. Punem lipici pe fiecare frunză în partea inferioară și o lipim cu atenție de tulpină.
Și iată, margareta este gata. Expune buchetelul de margarete într-un loc preferat. Îți mulțumesc pentru atenție!